Capitolul 10. Lupul singuratic Două zile mai târziu, colonelul Joldiș îl chemă pe ducul la el, tocmai când acesta se pregătea să plece acasă. Te-am chemat, îi spuse el, ca să-ți dau să citești hârtia asta. Era o scurtă notă informativă prin care îi se aducea la cunoștință că Alcibia de Robescu solicitase pentru soția sa un pașaport. Motivul invocat era următorul. Fiind bolnavă, trebuia să consulte pe profesorul Hartmann de la Berna, un vestit ginecolog. Mă rog, și de ce să se ducă tocmai în Elveția? Ce, noi nu avem specialiști? Obiectă Ducu. asta e cu totul altă poveste. Probabil că Doina Robescu l-o fi convins pe bărbată sau că numai un specialist cu renume european o poate vindeca. Știi și tu cum sunt femeile. Din notă nu reiese dacă alcibia de Robescu o va însoți. Nu o va însoți fiind ocupat cu punerea la puncta invenției. Tovarășe colonel Boal, asta mi se pare cam suspectă. Mă rog, nu este deloc exclus ca bănuia la dumitale să fie întemeiată. De altfel și eu m-am gândit la același lucru. Tovarășe colonel, de vreme ce nu putem vorbi deschis cu alcibia de Robescu, n-ar trebui să i se elibereze pașaportul. Ce înțelegi prin a vorbi deschis? Doar că noi putem spune că împotriva nevestii să avem unele bănuiel. Chiar o bănuim mânăilă. Dacă îmi puneți întrebarea atât de categoric, cu mâna pe inimă nu o pot răspunde afirmativ. În orice caz, ceva cu ea sau în legătură cu ea nu este în regulă și tocmai de aceea boala aceasta a ei mi se pare suspectă. Tare suspectă! În mod obișnuit, formalitățile pentru obținerea pașaportului durează cam o lună de zile. Ori într-o lună, eu sper că ne vom putea clarifica. Ducu ridică din numeri. Nu pari prea Nailă?" Tovarășe colonel, ne vom putea clarifica dacă ei vor începe să se miște. Și de ce să nu se miște? Nu am afirmat categoric că nu se vor mișca. Cred că aceasta depinde de progresele pe care le va realiza Alcibia de Robescu la invenția sa. Totuși, eu sper că până într-o lună de zile vom fi în măsură să știm dacă trebuie sau nu să o scoatem din cauză pe Doina Robescu. Să sperăm, tovarășe colonel. În altă ordine de idei, dumneata, ce părere ai despre raportul lui Bogdan? Ai sau nu amestec, au sau nu vreun amestec părinții doctorului Bouaru? După el, nu, Tovarșe colonel înclință, cred că Bogdan are dreptate. Dacă bătrânii ar fi compliși, doctorul nu ar fi folosit boxa din subsol, drept garderobă și cabină de machiat, ci ar urca la ei să se deghizeze de fiecare dată când trebuie să o facă. M da, acesta ar fi un argument. Bogdan l-a poreclit pe doctor Lupul Singuratic. Poate că porecla aceasta conține mult mai mult adevăr decât ne putem da noi astăzi seama. Nu cred că vrei să înțelegi prin aceasta că doctorul lucrează de unul singur. Știm sigur că are cel puțin un complice. Absolut singur e clar că nu lucrează. Așa cum ați remarcat cel puțin un complice, știm sigur că are. Acela care i-a telefonat în timp ce se afla la inginerul Olimpiu. Un alt complice ar mai putea fi acela cu care se întâlnește probabil periodic și în care scop se deghizează. Iată, dar doi complici aproape siguri. Asta nu înseamnă că porecla dată de Bogdan nu îi se potrivește. M-am întrebat de mai multe ori. De ce se deghizează? Nu am găsit decât două răspunsuri. Primul cel mai plauzibil, deși nu se știe urmărit, totuși ca măsură suplimentară de precauție, își schimbă înfățișarea ca nu cumva fără voia lui să ne pună pe urmele aceluia cu care el se întâlnește și la care în niciun caz noi nu trebuie să ajungem. De ce? Fiindcă acela este șeful, foarte probabil o persoană pe deasupra oricărei bănuieli. Și acum cel de-al doilea răspuns. Doctorul Bouaru și asemenea măsuri de securitate, nu pentru a-l feri de surprize pe acela cu care se întâlnește, ci din potrivă, ca acela cu care se întâlnește să nu știe care este adevărata sa înfățișare. Vrei să spui că șeful ar fi chiar doctorul? Nimic nu mă împiedică să cred aceasta, tovarășe colonel. Nimic e puțin cam exagerat de vreme ce ai recunoscut că ipoteza cealaltă e mult mai plauzibilă. Nu vreau să spun că a doua ipoteză trebuie exclusă din capul locului, Tovarșe colonel, nu e o ipoteză pe care să o susțin până în pânzele albe. Am vrut numai să precizez că nu pot face din capul locului abstracție de ea. Eu cred că în privința doctorului ne vom lămuri curând. E un fir pe care, odată ce am pus mâna pe el, nu îl vom mai scăpa. Aștept cu nerăbdare prima lui ieșire, Neter. Tovarșe colonel, s-ar putea să nu iasă prea curând. După toate probabilitățile, sunt câteva luni de când tace. Am verificat la radiștii noștri. De luni de zile nu a fost interceptat niciun mesaj radiofonic. Doctorul care ne-a dovedit că e un vulpoi foarte șiret știe probabil că proverbul cu nu se potrivește nicăieri mai bine decât în transmisiunile clandestine radio. N-ar fi exclus ca din precauție să folosească aparatul o singură dată. Dar bine. Și cu antricot ce se mai aude? Nimic. Nu a mai dat niciun semn de viață. Înseamnă că nu l-a mai deranjat nimeni. Își cultivă liniștit grădina. Foarte curios, mănăilă. Ce anume tovarșe colonel? Cum de-au aflat ei că am tricot i-a trădat? Este într-adevăr de mirare că au aflat, dar eu mă întreb, când au aflat? Dintr-un anumit punct de vedere este aceasta o întrebare cheie. De ce? Să zicem că l-au urmărit când s-a dus prima dată la DMC, la capitanul Ovezea. În cazul acesta se explică de ce n-au mai luat legătura cu el la circ. Dar dacă așa s-a întâmplat, nu mai înțeleg de ce i-au fixat o a doua întâlnire. O explicație ar fi. Au vrut să se convingă că în a trădat. Problema este însă cum au izbutit să se convingă. Au ascultat convorbirea telefonică pe care a avut-o cu dumneata? El însă a afirmat categoric că nimeni nu a fost prin apropiere că atunci când s a telefonat. Și atunci este de crezut că i s-a fixat a doua întâlnire numai ca să vadă dacă nu suntem și noi pe acolo? Chiar dacă aceasta le-ar fi intenția, nu cred că Dorobanțul le-a dat posibilitatea să se convingă că așa stau lucrurile. Foarte bine, dar atunci cum de-au aflat? Sau poate a doua oară nu i-au dat propriu zis o întâlnire, ci au vrut numai să-l îndepărteze de acasă ca să-i devasteze locuința. Crede că mai curând aceasta este explicația. Telefonul sună. Colonelul Joldi ridică receptorul. Tovarșe colonel, vă rog să-mi permite să raportez că tovarășul academician al de Robescu caută la telefon pe tovarășul mai urmănăilă, anunță ofițerul de serviciu. Să-i se facă legătura aici la mine. Apoi către Ducu. Te caut alcibia de Robescu. Și întinse receptorul. Tovarășul Maior Mănăilă? Eu sunt, vă salut, și academician, poftiți. Tovarășe Maior, aș vrea să stau de vorbă cu dumneavoastră. S-a întâmplat ceva? Nu, nu s-a întâmplat nimic, aș vrea să vă văd într-o problemă... Hai să-i spunem particulară. și academician, vă stau oricând la dispoziție. Atunci cum facem să vin la dumneavoastră? Când mă puteți primi? Tăvară și academician, nu e nevoie să vă deplasați până aici. Timpul dumneavoastră e mult mai prețios decât al meu. Am să vin eu la dumneavoastră. Vă mulțumesc, sunteți foarte amabil. Aș prefera însă să ne vedem în altă parte decât la institut. Am o propunere. Ce-ar fi să veniți la mine acasă în după-amiaza aceasta? Vom bea o cafea și vom sta de vorbă. Pe soția mea presupun că nu o cunoașteți și am să folosesc prilejul ca să vă prezint. Tovară și academician, cu multă, cu foarte multă părere de rău, nu pot accepta invitația dumneavoastră. După amiază am o ședință de la care nu pot lipsi și care probabil va ține până noaptea târziu. Se eschivă duc, gândindu-se la emițătorul din biroul academicianului. Atunci să o lăsăm pe mâine, propuse Robescu. Mi-e teamă, tovară și academician, că nici mâine n-am să pot. Mâine la fel am un program extrem de încărcat. Dar ca să nu mai amânăm pe poi, mâine uite ce propunere am eu la orele 11 să plecați de la institut sub pretextul că aveți treabă la academie. Treceți pe acolo. Eu vă voi aștepta și restul îl vom aranja văzând și făcând. De acord, propunerea dumneavoastră îmi convine. Se întâmplă să am chiar treabă la secretariat. Atunci, în regulă, vă salut, tovarăș academician. Ducu puse receptorul în furcă. Ei? întrebă colonelul Joldiș. Vrea să mă vadă neapărat, tovarășe colonel. Spunea însă că într-o chestiune particulară. Mă gândesc să nu fie în legătură cu pașaportul pe care îl solicită pentru nevastă sa. Crezi? se îndoi colonelul. În definitiv, dacă s-a gândit să facă presiune, nu, dumneata, ești persoana cea mai indicată. Aveți dreptate. Atunci despre ce ar putea fi vorba? Sunt foarte curios. Pe de altă parte, mă surprinde că nu a vrut să mă vadă la el la institut. La ora indicată, ducul întâlni pe Alcibia de Robescu la Academie. Ce ziceți de primăvara asta extraordinară? fură primele cuvinte cu care îl întâmpina Alcibia de Robescu. Ce e să spun? Un nou prilej să regret că nu mai am 20 de ani. Aici am putea sta de vorbă în liniște, dar zău că nu mi-ar place să ne închidem într-un birou pe vreme ca asta. Nu vă suru de oare tovar și -o mai o plimbare în grădina botanică? oh, și în cum încă? Sunt ani de zile de când am mai pus piciorul acolo. Cu o singură condiție însă, ca să ne duc acolo mașina mea. Și cu a mea ce să fac? Îi dați drumul, de acord? De acord. Vă conduc mai întâi până la mașina dumneavoastră. Când ajuns era Alcibia de Robescu, fus surprins când l-a auzit pe ducul spunându-i și academician, ce spune de o plimbare până la băneasa? Pe vremea vreme ca asta ce-aș putea să-ți răspund decât că sunt de acord?" Îi răspuns acceptând jocul. atunci dați drumul mașinii dumneavoastră, mergem cu a mea." Mă rog, nu am nimic împotrivă. Tovarășe Munteanu, nu mai am nevoie de dumneata. Vi să mă iei de acasă după amiază la șase." Am să fiu la șase tovarăși academician să trăiți. După ce mașina plecă, Alcibia de Robescu întrebă. Îl suspectați cumva pe Munteanu? Nu, deloc. Dar e mai bine ca el să știe că am plecat la Băneasa. Ar putea fi întrebat de cineva. De cineva care are interesul să știe unde vă pierdeți vremea. Mă rog, mă rog, întreburi de astea nu mă pricep de fel. Se urcară în mașină. Dune la grădina botanică, ceru cu șoferului. Va să zică nu mergem la Băneasa. Nu, E necesar doar să se afle la institut, că ne-am dus acolo. Tot drumul tăcură. Când ajunseră la grădina botanică și câmpășiră pe alee, ducui spuse. Ați avut o idee admirabilă, tovarăș academician. Nu-i așa?" replică el distrat. O primăvară, cum n-am mai avut de foarte mulți ani. Apoi, fără niciun fel de tranziție." Când ați fost la mine, v-am prezentat-o pe colaboratoarea mea, Anastasia Iovănică. O țineți minte, nu-i așa?" Cum să nu? Mai mult țin minte că v întreba dacă nu cumva sunt bolnav de cancer. Ați auzit? Și Alcibia de Robescu râse amuzat. Am auzul bun. Ei, dar nu trebuie să fi supărat pe ea, asta se iară o gură cam afurisită, trebuie să o recunosc. În schimb, o inimă de aur. Sunt convins, replică Ducu și oricine l-ar fi auzit ar fi putut jura că într-adevăr este convins că Anastasia Iovănică are o inimă de aur. Știți, vă poartă un interes deosebit, și trebuie să aflați că tocmai acestui interes am ținut să vă văd. Dumneavoastră nu o cunoașteți pe Anastasia, e teribil de insistentă. Când vrea ceva, nu se poate să nu-i faci pe plac. pituleți fără condiții. Alcibia de Robescu sigur se simțea prost, de parcă era el însuși convins că situația în care se afla era ridicolă. Vreți să spuneți că ea v-a cerut să vă întâlniți cu mine? Nu, altceva mi-a cerut. Mi-a cerut să vă invit acasă la noi în numele meu și al doinei, doinei nevastă mea, fiindcă vrea neapărat să vă cunoască. Și dumneavoastră n-ați întrebat-o de ce ține să mă cunoască? Ba da, da, mi-a dat un răspuns tipic Nastasia. Mi-a răspuns că dorește acest lucru deoarece vă găsește interesant ca bărbat. asta i bună, replică Ducu amintindu-și brusc de ceea ce-i spusese Tofana în foaierul teatrului. Vă mărturise sincer, și mai că rolul acesta de ambasador al Nastasiei nu-mi place de fel, și fiți sigur că nu v-aș fi deranjat dacă Nastasia nu m-ar fi amenințat că în caz de refuzare să vă caute ea la Consiliul de Ministri. Știind că nu lucrați acolo și că probabil nu există niciun tovarăș cu numele de Valentin Goia, Vă am telefonat să ne vedem. Refuzând, mă gândeam să nu fac o gafă și să vă desconspir. Presupun însă că nu vă veți grăbi să faceți pe placul Nastasiei. Tovarăș academician, Nastasia Iovănică este o femeie foarte frumoasă, este una din cele mai frumoase femei pe care l am văzut vreodată. Cu toate acestea, nu mă interesează. Un prieten al meu ar spune nu este genul meu. Temperamental nu este genul meu. De aceea nu țin să devin o posesiune a ei și, în consecință, nu o țin deloc să o cunosc." Este exact ce-am presupus și eu, tovarășă maior. Dar eu ce fac? Ce-i spun?" Îi veți spune că m-ați invitat, dar că eu am refuzat deoarece sunt extrem de ocupat. Bineînțeles, veți continua să susțineți că lucrez la Consiliul de Ministri." Vă scriu aici un număr de telefon pe care dacă vi-l cere, îl puteți da. În ceea ce privește restul, sper că am să mă descurc eu. Foarte bine, vă mărturisesc că mi-ați luat o piatră de pe inimă. Se mai plimbară câtva timp prin grădină, discutând despre Anastasia Iovănică, pe urmă se întreptare spre ieșire. Cum ajunse acasă, duc o chemă pe Tofana la telefon. Tu ești ducule?" se bucură ea. Eu, Tofana, știi de ce ți-am telefonat? S-a întâmplat ceva?" Nu, aș vrea să te văd dacă ai timp de seară." Pentru tine, ducule, am totdeauna timp. Știi, Tofana, aș vrea să mergem de seară la un film. Da, nu în centru, ci la un cinematograf de cartier. Să fie un film de aventuri, eventual cu multe caftele, cum ar spune Bogdan. Am să cumpăr semințe de floarea soarelui. Grozav am poftă să fiu cu tine într-un cinematograf de cartier, să spargem semințe de floarea soarelui și să privim filmul. Vrei, Tofana? Vreau, ducule. Atunci e în regulă, la șapte și jumătate vin să te iau de acasă. Înaintea sa, la o depărtare de numai cinci pași, o zări pe Doina Robescu. N-ar fi trebuit decât să grăbească puțin pasul ca să o ajungă din urmă. Are să creadă că am urmărit-o, își spuse Bogdan. Trecu strada, o depăși de pe trotuarul celălalt, pe urmă reveni pe același trotuar făcând calea întoarsă. Se întâlniră față în față în dreptul magazinului muzica. Doina, în sfârșit te văd să rumână. Tu! Eu? Nici nu țin chipui ce mult mă bucur unde te duceai. Mă duceam, adică am ieșit să văd ce mai e nou prin magazine, mi s-a urât acasă. Dă-mi voie să te însoțesc. Înainte de a-i răspunde, Doina Robescu privine liniștită în jur, ca și când s-ar fi temut să nu fie văzuți împreună. Bine, dacă n-ai altceva mai bun de făcut, de ce ești rea, Doina? Doina Robescu nu-i răspunse. Îi lobrațul, brațul, dar imediat îi dădu drumul și instinctiv privi peste umăr. Te urmărește cineva, Doina? Ce ți trece prin minte? Dar de ce te uiți mereu în urmă? M-am uitat? N-am băgat de seamă. Și din nou privi peste umăr. Uite că și acum te-ai uitat. Trebuie că mai ai sugestionat dumneata. Din nou alternanța între tu și dumneata. Da, probabil. În ce magazin vrei să intrăm? Știi ce? Parcă n-aș mai avea acum poftă să colin magazinele. Ce-ar fi să mergem la cimitir? E atâta timp de când am mai fost la mormântul lui. Dumneata ai mai fost la ea? Nu, n-am mai fost și sunt gata să te însoțesc. Bogdan opri un taxi după ce în prealabil cumpărară flori de la o florărie. În mașină, aproape că nu-și vorbiră. Din când în când, Doina se uita în urmă prin ferestruica din spatea taxiului. Dar Bogdan se prefăcu de fiecare dată că nu bagă de seamă. Doina avea o figură chinuită și obosită în egală măsură, ochii îi erau triști. Câteodată însă, tristețea lor se semăna mai mult a deznădejde. Și-o fi cu ea? se întrebă Bogdan. Când pășiră pe alea principală a cimitirului, Doina părua se mai înviora. Puțin mai încolo, Moș Dric îi salută scoțându-și melonul soios. Chelia îi străluci în lumina soarelui ca o imensă bilă de biliard. Ce e mai tip și ăsta?" observă Bogdan. De câte ori mă vede, mă salută, e un tip înfiorător." Înfiorător? De ce? Zău că nu mi se pare." Nu ai observa că seamănă cu un lynx? N-am văzut niciodată un lynx, dar sunt sigură că seamănă cu el." Da, dacă n-ai văzut cum poți fi sigură că seamănă cu un lynx? Nu știu, dar sunt sigură că seamănă. Merseră împreună până în apropierea celor două morminte. Du-te la ea, îl îndemnă Doina. Pe urmă vină de măia. Se despărțiră. Bogdan depuse florile pe mormântul pe care cineva îl curățase între timp de buruieni. Aprinse lumânările, pe urmă se așeză pe băncuță. Din fotografia ei mai lată, îi sură de agale și Cecilia Enăchescu. Tare mai e plină de surprize meseria asta a noastră, își vorbi el. Uite, aduc flor și a prin lumânări la mormântul unei necunoscute. Mare minune dacă mâine nepoi mâine noi fi nevoi să-i fac și un parastas. Rămas acolo încă zece minute. Într-un oțetar se ciorovăiau niște vrăbi. Ajungea până la el miros de tămâie, dar nu era un miros pur de tămâie. Mirosea tămâie, dar era și altceva. Ace încă nu-și putea da seama și uitând de doina, se căzni să identifice celălalt miros. Miroasea tămâie și-a dar degeaba. Nu izbutea să identifice mirosul. Ei, firaral, naibii să fie miroasea... Și pe neașteptate știu. Miroasea tămâie și-a pâine coaptă caldă de grâu curat. Și bucuros că identificase mirosul, se ridică să plece. Dar brusc îl cople și tristețea. Era trist și era milă de toți morții din cimitir care niciodată, niciodată nu vor mai mânca pâine caldă din grâu curat. Când va fi să mor, își vorbi de data asta tare, cel mai tare rău are să-mi pară că nu voi mai putea să mănânc pâine caldă din grâu curat. Îndreptă o lumânare care se strâmbase și pe urmă plecă. Pe Doina Robescu o găsistând pe băncuța de marmură cu coatele pe genunchi cu bărbia sprijinită în palme. Privea o lumânare care prinsea se strâmba încet, încet, dar irreversibil. Acum apărea și mai obosită. Grav și parcă visător se uita la ea din fotografie nic dar Doina nu-l vedea. Ea privea lumânarea, care continua să se aplece încet, încet, cu ochii mari, îngroziți, respirând scurt și zgomotos. Bogdan se aplecă și îndreptă lumânarea. Doina Robescu scoase un oftat de ușurare. Trăsăturile îi se destinseră, ochii nu mai oglindiră groaza de adineauri și se uită la el cu un fel de recunoștință. Ai venit!" Am venit, Doina!" Se așeză lângă ea, Doina Robescu își lipi fruntea de umărul său și dintr-o dată începu să plângă în hohote. Bogdanul lăsă să plângă. Simțea că lacrimile îi fac bine, pe de altă parte știa că nu plânge din cauza lui Nic. Trebuie că i s-a întâmplat ceva, își spuse. Nu se poate să nu i se fi întâmplat. Mi-am dat seama cum am văzut-o. Când plânsul se mai potoli, Bogdan întrebă. De ce nu vrei să ai încredere în mine, Doina? De ce nu vrei să mă lași să te apăr? Împotriva cui să mă aper, Dane? În primul rând, împotriva dumitale. Ce caragios ești! Cum ai putea tu să mă aperi împotriva mea? Aș putea dacă ai avea încredere în mine. Ești absurd, o femeie se poate dezbrăca în fața unui bărbat, dar nu-și poate despuia sufletul și știi de ce? Numai de frică. De frică? Da, de frică. Unei femei îi place să se privească goală în oglindă ca să-și cunoască trupul. Pe urmă, când se dezgolește în fața unui bărbat, ea știe cum arată dar o oglindă în care să-și vadă sufletul încă nu s-a inventat. Și dacă ea însă și nu știe cum arată sufletul ei, crezi că are curajul să-l despoie în fața unui bărbat? Ești un mare naiv dacă ți închipui așa ceva. Nu prea văd ce legătură există. Eu nu ți-am cerut să-ți despoi sufletul, ci să ai încredere în mine. Bine, am încredere. Apără-mă, apără-mă împotriva mea, cum spui tu, poți? Nu e așa că nu poți? Nu o poți. Nu poți! Doina, ți-am spus că vreau să mă devotez ție. De ce nu mă lași? De ce nu mă lași să te apăr? Împotriva mea însă? Împotriva ta, da, în primul rând, împotriva ta. Fiindcă tu nu vrei să te aperi împotriva aceluia de care te temi, de care ți-o frică de moarte, este adevărat, Doina? cine e omul acela de care te temi? Ai spus că mă tem de moarte? Așa am spus, da. Ce nu e adevărat? Dar e adevărat că stau cu dumneata de vorbă aici, la mormântul lui Niki, și în loc să vorbim despre el, pălvrăgim? Asta numește a nu e așa că între noi nu poate fi vorba de iubire? Nu știu ce va fi mâine, Doina, dar astăzi nu te iubesc. Astăzi îți sunt prieten. Ți-am mai spus că singurul sens al vieții mele astăzi este să mă devotez ție, în primul rând ajutându-ți să scap de teroarea care te stăpânește ziua și noaptea. Dacă aș putea să te iubesc, simt însă că n-aș putea să te iubesc niciodată. Și ce-ar fi dacă mai iubi? Dacă aș putea să te iubesc, dacă aș putea să te iubesc, totul ar fi altfel. Nu mi-au plăcut niciodată șaradele, Doina, cu atât mai puțin acum când e vorba de dumneata. Bine, dragul meu, dar șaradele mele sunt spre folosul tău. Și-și trecu palma peste obrazul lui. Cred că acum te înțeleg. Spune-mi, ai refuzat să mă primești tot spre folosul meu? Poate că da. Bogdan se hotără brusc. Dacă nici după un șoc Doina nu va vorbi, atunci nu va mai vorbi niciodată. Crezi că mă aflu în pericol? Nu știu dar n-ar fi exclus. N-ar fi deloc exclus. Doina, vreau să-ți fac o mărturisire. Până acum am tăcut ca nu cumva să crezi că vreau să mă crezi mai bun decât sunt în realitate. Dar acum trebuie să vorbesc. Poate că după aceea te vei convinge că nu mi-e teamă de pericolele care eventual pe mine mă amenință, ci că mă neliniștesc pericolele care te privesc pe tine. Îți amintești de ziua când am venit să te văd acasă? Bineînțeles! Cum aș fi putut uita ziua aceea? A fost o zi îngrozitoare! Pe urmă, imediat, dându-și seama că el ar putea interpreta greșit spusele ei, se grăbi să adauge. Nu din cauza vizitei dumitale, în ziua aceea mi s-a întâmplat ceva foarte rău. Și mie era să mi se întâmple ceva rău de tot, Doina. Cineva a intenționat să mă omoare încercând să dea buzna cu mașina peste mine. Am scăpat numai fiindcă am prezență de spirit și niște reflexe ale aibii de bune. Vrei să spui că în mod intenționat a vrut să te calce? Intenționat, Doina. A urcat după mine cu mașina pe trotuar. Bine, dar ce rău ai putut face tu cuiva în așa măsură încât acela să vrea să te omoare?" întrebă ea cu naivitate. Doina, eu nu am asemenea dușmani. Sunt un om prea pașnic și neînsemnat ca să dezlănțui o asemenea ură." Atunci cum îți explici?" Eu nu-mi pot explica." Dar poate că tu știi sau numai bă, nu mai bănuiești de ce a vrut să mă omoare." Și atunci se întâmplă ceva la care Bogdan nu se așteptase. Doina izbucni în plâns și început să-l îmbrățișeze și să-l sărute murmurând printre suspine. A încercat să te omoare, prostule, dragule, ca și când ai avea tu vreo vină, îngrozitor, îngrozitor. Pe urmă, brusc, Conteni, plânsul, scrutându-l cu niște priviri ce parcă voiau să-i pătrundă până în adâncul sufletului, spuse: Jură-mi că te-ai gândit încă de atunci, imediat după ce a încercat să te omoare, că aceasta s-a întâmplat din cauza mea. Îți jur, ți-a dat prin minte, vrei să spui că dacă nu mai fi cunoscut, nimeni n-ar fi încercat să te omoare? Da, doina la asta m-am gândit și totuși ai ținut să mă revezi. Ai insistat, m-ai rugat, te-ai umilit aproape, da? Nu sunt de felul meu fricos, Doina. Și apoi, de când s-a prăpădit Cecilia tot timpul până nu te fi cunoscut pe tine, m-am simțit ca frunza plutim pe apă la voia întâmplării. După ce te-am cunoscut, am descoperit că viața mea poate recapăta un sens. Acela de a mă ție. Am simțit că dumneata ai nevoie de mine și în consecință trebuie să te ajut. Doina își lipi fruntea de umărul său și câteva minute nu scoase o vorbă. Bogdan tăcea și el, crispat într-o așteptare aproape dureroasă. Se întreba dacă Doina se va hotărâ acum să-și trădeze taina. Pentru curajul tău, pentru nepăsarea ta admirabilă față de primești, ar trebui să te iubesc. Dar oare de ce nu te pot iubi? Întrebă ea cu candoare. Ceea ce se cimentează între noi valorează mai mult decât dragostea, Doina. Noi suntem pe punctul de a deveni prieteni. Dar Doina, ca și când nu ar fi auzit, repetă. Oare de ce nu te pot iubi? De ce? Dacă nu sunt numai prieteni, îți pot fi în mai mare măsură de folos, în mai mare măsură te pot apăra. Prostule, dar nu-ți dai seama că tu ai nevoie să fii apărat? De aceea n-ai vrut să mă vezi, ai crezut că în felul acesta mă aperi? N-am vrut să te expun primejdiei, nu mi-a trecut însă o clipă prin minte că ai fost într-o atât de mare primejdie. Mi-închipuiam doar că ai putea să fii dacă mai continuăm să ne vedem. Și de ce? Pe cine stânjenește faptul că noi ne vedem? Nu știu. Nu știi. Dar, în schimb, ai presupus că dacă vom continua să ne vedem, s-ar putea să mi se întâmple ceva rău și eventual să fiu omorât. Da, asta am presupus. Bine, dar nu-ți dai seama că una fără alta nu se poate. Dacă ai presupus că mi se poate întâmpla ceva atât de rău, înseamnă că știai de asemenea că există cineva căruia, din anumite motive, nu-i convine să ne vedem. Asta știam. Iartă-mă că trebuie să-ți o spun, dar mai adinaura ai afirmat că nu știi. Cred că m-ai înțeles greșit. Am afirmat altceva, că nu știu pe cine stânjenește faptul că ne vedem. Da, ai dreptate, așa ai spus. Dacă înțeleg bine, știi că există cineva căruia îi displace prietenia noastră, dar nu știi cine este. Da, întocmai. Știi poate de ce îi displace. Nu știu nici asta. Există cineva care te iubește și care gelos foarte este în stare să ajungă până la crimă? Întrebă el, făcând pe naivul. Știu eu? Dacă nu-l cunosc de unde vrei să știu ce motive l-au putut determina să pună la cale asasinarea ta. Uite că iar ne-am întors de unde am plecat, dragă Doina. Chiar ne-am întors? Întrebă ea. Dar dacă era sinceră sau prefăcută, Bogdan nu-și putea da seama. Desigur că ne-am întors. Hai să mai analizăm odată faptele împreună. Va să zic că știi că există cineva căruia nu-i place să te vezi cu mine. Da, numai cu mine sau așa în general cu un alt bărbat în afară de soțul dumitale. Asta nu știu. Știi că acest cineva în așa măsură nu poate să sufere că între noi doi să existe relații de prietenie sau de altă natură, încât ca să împiedici acest lucru este în stare și de crimă? Exact. Nu știi în schimb de ce procedează așa? Nu știu. Și nici nu l-ai văzut vreodată. Nici. Va să zică, nu știi cine este, nu l-ai văzut niciodată, nu știi ce urmărește, dar știi că nu vrea să te vezi cu mine, știi că e în stare de crimă și ca să mă apere ai refuzat să te mai întâlnești cu mine. Ei bine, lucrul acesta nu este posibil. Premisele raționamentului nu duc la concluzia ta, Doina. Dacă accept concluzia, trebuie să presupun printre premise una la care tu ai răspuns negativ. Anume că tu îl cunoști pe acela care nu vrea ca eu să te văd sau să te întâlnesc. Trebuie să admit această premisă dacă nu și pe cealaltă, anume că tu cunoști motivul sau motivele ce îl determină să recurgă chiar la crimă. Ți-am spus că nu-l cunosc. Nu-l cunosc, dar știu că există. Știi, Explicăm ce înseamnă, exact știu. Eu nu sunt în stare să pricep. Știu, fiindcă m-a făcut să înțeleg că există, răspunse ea după oarecare ezitare. Fie milă de mine, nu mă sili să mă târâi din șaradă în șaradă. Ce trebuie să înțeleg prin m-a făcut să înțeleg că există? Dragul meu, nimic altceva decât să înțelege. E doar foarte clar. Cineva poate face ca altcineva să înțeleagă că există fără să-i se arate. O poate face pe o cale sau alta. Și doar există destule, slavă Domnului, nu-i așa?" Bineînțeles. Și față de tine, care din aceste multe că i a ales?" Doina robesc cu întârzie, cu răspunsul. A trimis pe cineva în numele său. Un emisar cu alte cuvinte." Da, un emisar, cuvântul e nimerit. În ce scop?" Cunoști Sinfonia III-a lui Beethoven? Am ascultat-o de multe ori." Cel mai mult îmi place din toată Sinfonia marcia funebre. funebre. Dumitale nu-ți place?" Ba da, dar cel mai mult mie îmi place finalul, Allegro Molto." Dar nu mi-ai răspuns la ce te-am întrebat. Ce ți-a transmis emisarul din partea aceluia? Te-ai visat vreodată mort? Nu, niciodată. Ce-a vrut de la tine, Doina? Se făcea că sunt moartă întinsă pe un catafal, poate într-o capelă, poate într-un salon foarte mare. În orice caz, nu acasă la noi, fiindcă nu avem o încăpere atât de mare. Era multă lume. Domni în frac și femei în rochii de seară foarte decoltate, toate cu niște coafuri înalte, înalte. Eu eram culcată pe catafalc într-un sicriu care mirosea amătase cu mâinile pe piept. Mă acopereau florile, doar capul mi era liber. Erau atâtea flori încât le simțeam grele, nesuferi de grele, pe piept, pe pântece și numai trandafiri. Însă, cu toate că erau atâția trandafiri încât greutatea lor m-a păsat neplăcut, nu simțeam decât mirosul de mătase și nu pe cel al trandafirilor. La capătul meu ardea într-un lampadar de alabastru lumânări și iată că, la un moment dat, una din lumânări s-a plecat și a început să picure pe fruntea mea. Picături mari de ceară fierbinte picau una după alta pe frunte și mă frigeau. Mă frigeau și mă durea, teribil mă mai durea. Lumânarea se apleca mereu, din ce în ce mai multă ceară fierbinte îmi pica pe frunte, din ce în ce mai tare mă durea, dar nimeni, nimeni nu observa. Domnii în fracuri și doamnele în toaletele lor elegante nu mă băgau în seamă. Discutau ei între ei ca și când eu n-aș fi existat. Și de fapt, nici nu existam de vreme ce eram moartă. Dar eram o moartă ce simte durerea. Eram o moartă părăsită de toată lumea care suferea, fiindcă picăturile de ceară fierbinte îmi opăreau fruntea. Îngrozitor mă mai durea și atunci am început să plâng de mila mea. Plângeam, fiindcă mă dureau arsurile, dar plângeam, cred că mai mult de aceea plângeam, fiindcă eram o moartă părăsită, ignorată de lumea aceea elegantă. Ciudat vis, nu-i așa? Doina, în ce scop a trimis emisarul la tine? Nu ți-am povestit sfârșitul visului. Plângeam, cum ți-am spus, și nimeni nu mă băga în seamă. Discutau și râdeau Unii aveau în mână pahare cu șampanie Atunci a apărut nu știu de unde Nastasia Era îmbrăcată într-o roche mov de catifea Era cea mai frumoasă dintre toate femeile prezente Și-am auzit-o spunând Ia să vedem ce face moarta noastră S-a apropiat de catafal și-a văzut cum picură ceara pe fruntea mea A îndreptat lumânarea N-a mai picat ceara și nici nu m-a mai durut fruntea Nastasia mi-a șoptit atunci Vai, draga mea! Dacă ai ști ce care aghioasă ești cu ceara asta pe frunte!" Și cu degetele a încercat să o desprindă de acolo. A încercat, dar n-a putut. Mereu încerca și nu îi zbutea în niciun chip. Draga mea, îmi pare rău, dar nu pot face nimic pentru tine. Scuze-mă că te părăsesc, dar a venit Maharajahul și trebuie să-l primesc." Și a plecat. Doina oftă și tăcu. În ce scop a trimis emisarul la tine, Doina? Ce crezi tu? Nastasia, oare de ce se îmbracă numai în mov?" Nu știu și nici nu mă interesează de. De ce? De ce nu vrei să ai încredere în mine? De ce nu vrei să-mi spui în ce scop l-a trimis pe emisarul său la tine? Ești omul cel mai ciudat pe care l-am întâlnit vreodată, zăudane! Că ești omul cel mai ciudat. Nu înțeleg cum de nu-ți poți da seama că e o prostie din partea ta să fii curios în privința asta. Bine, doina, dar eu nu vreau să știu din curiozitate. Vreau să știu ca să-mi pot da seama în ce fel ar trebui să acționez ca să te apăr. Dragul meu, tu știi că am avut un frate? Da, am avut un frate. A murit la vârsta de 12 ani, o moarte tragică și înduioșător de romantică. Într-o vară, un moș de al nostru a venit să-l ia la el la țară o săptămână, două. Moșul nostru era învățător într-un sat de pe malul Dunării. Într-o zi, fratele meu se plimba pe malul Dunării împreună cu o fetiță de seama lui, venită și ea în sat să-și petreacă vacanța la un frate al ei, învățător ca și moșul meu. Nu știu cum s-a întâmplat, dar... La un moment dat fetița a căzut în apă, nu știa să noate. Și atunci fratele meu s-a aruncat după ea să o salveze. Dar sărăcuțul în elanul său dezinteresat, uita se complet că nici el nu știe să nuate. S-a unecat amândoi. Doina, nu ai avut niciun frate care s-a neca vrând să salveze o fetiță fiindcă nu știa să nuate. Într-adevăr, n-am avut niciun frate care s-a necat în asemenea condiții. Dar cunosc pe cineva care se comportă exact ca băiețașul din povestea pe care am inventat-o. Eu? Tu? De aceea nu vrei să-mi spui? Dragul meu, dar tu nu știi să noți. Dar tu știi? Tot atât de puțin pe cât știa fetița. Și cum ai ajuns în apă, în definitiv, dacă nu știi să noți, de ce ai sărit în apă? Cine a spus că am sărit? Am căzut, se întâmplă așa cum i s-a întâmplat fetiței. Bine ai căzut, deci a fost fără voia ta. Poate că mai grav ar fi fost dacă ai fi sărit de bunăvoie și acum ești tot în apă. Doina se ghemui lângă el. Sunt, răspunse oftând și cu o voce deznădăjduită. Și vrei prostuț o să te neci? Parcă omul poate să facă totdeauna ce vrea. În vis, când era moartă, voiam să nu mai picure ceară pe frunte. Da, ce folos! Nu-mi stăteam putință să îndrept lumânarea. Înțeleg. Nu vrei să te neci, dar nici nu poți să te salvezi singură. Nu pot, dragul meu. Și se strânse și mai mult ca și când ar fi vrut să se culcușească undeva înăuntru lui. Lasă-mă să te scap eu, tu ești un băiețaș de 12 ani care nu știe să noate și eu nu vreau ca tu să mori pentru mine. Ascultă, Doina, te înșeli, mă pricep să not. Știi, sunt momente când am și eu impresia asta, nu numai momente. Pe urmă te văd exact ca pe băiețașul acela inimos și romantic. Ți-am dovedit că știu să dau din mâini când este nevoie. Mi-ai dovedit? Când mi-ai dovedit? Atunci când acela care te terorizează pe tine încerca să mă omoare. Da, ai dreptate mi dovedit-o, dar atâta nu e suficient. Ai dat din mâini ca să te salvezi tu, dar ca să mă salvezi și pe mine este nevoie de ceva mai mult. Trebuie să știi să noți ca un... ca un campion. În cazul acesta, dacă nu vrei să te ajut, înseamnă că te-ai resemnat să mori. Nu pot spune că m-am resemnat. Încerc să not și sper că am să izbute să mă salvez singură, fără să mai fie nevoie ca tu să-ți primești duiești viața. Ai putea să-mi spui în ce fel crezi că te vei putea salva? Doina Robescu se uită la el lung, visătoare parcă. Am să plec într-o călătorie. Dacă voi izbuti să plec, atunci sper că totul se va aranja. Și vei lipsi mult? Nu știu. Poate că n-am să mă mai întorc niciodată. Poate. Nu știu. Esențialul este să pot pleca. Dar de ce depinde plecarea ta? În niciun caz de mine. De consimțământul soțului? Consimțământul lui îl am. Trebuie să fie de acord și alții? Înțeleg. Vrei să pleci în străinătate, așa -i? Da, asta vreau. Știi, dacă voi pleca și dacă va fi dat să nu mă mai întorc, am să-mi amintesc de dumneata cu multă părere de rău. Dar dacă am să mă întorc, atunci vom putea fi prieteni. Dacă am să mă întorc, acum cred că ar trebui să plecăm de aici. În curând are să se întunece și va trebui să ne luăm totodată unul de la altul. Rămați bun. Te rog să nu mă mai cauți la telefon și nici să nu încerci să mă mai vezi." Nu, podoină. Îmi ceri un lucru imposibil." Îți cer ceea ce consider că este absolut necesar. Așa e mult mai bine. Pentru tine, în primul rând, și pentru mine, dar abia în al doilea rând. Îmi promiți? Nu-ți pot promite și nici nu vreau. Vreau să te salvez chiar împotriva voinței tale. Băiețașule de 12 ani. O singură întrebare aș vrea să-ți mai pun. Cât timp este de când ți-a trimis emisarul? Circa trei săptămâni. Să știi, Doina, că eu nu am renunțat să te apăr. Plecară. În poarta cimitirului, Moșdric se spăla pe mâini la o cișmea. Când îi văzut, duse mâna la melonul său slinos și îi salută tot atât de reverențios. Bogdan o conduse până în apropierea casei și, cu toate că se înnoptase, ea mereu întorcea capul să privească în urmă. De ce nu vrei să te conduc până acasă? În niciun caz până acolo. Se despărțiră. Bogdan porni în direcția opusă, aproape furios. Bilanțul după amiezei irosite nu era deloc de natură să-l mulțumească și de data asta doina se ținuse tare. Câte ceva tot aflase, dar nu era mare lucru în comparație cu ceea ce sperase. În definitiv, ce aflase? Doina Robescu îi confirmase în felul ei ceea ce de fapt bănuise mai dinainte, că era terorizată de cineva care probabil avea cunoștință de din viața ei și încerca în vreun fel să o șantajeze, că individul acela din prudență nu se prezentase personal, ci trimisese pe altcineva să strateze în numele său. Aflase și lucruri noi, Aflase că Doina Robescu refuzase să-l întâlnească numai spre feri de el, pe el de primejdi. Aflase că ea, ca să scape de acela care o teroriza, se hotărâse să plece în străinătate. Că Doina încă nu știa cât timp va rămâne acolo, nu excludea chiar posibilitatea să nu se mai întoarcă. Bogdan mergea pe strada ale cărei case era în mare majoritate vile, o stradă lată cu castan maiestoși de o parte și de alta a părții carosabile. Mergea fără să se grăbească, așa cum obișnuia atunci când lăsa frul liber gândurilor. Pe stradă niști țipenie de om, deși nu se întunecase de mai mult de o oră. Ia o stradă fără copii sau cu unii foarte cu minți, de vreme ce s-au adunat pe la casele lor atât de devreme, își spuse. Abia apucă să-și formuleze gândul când auzi o împușcătură. O auzi în aceeași clipă în care simți arsura, sau poate simți mai întâi arsura, și abia apoi auzim pușcătura și se aruncă la pământ. Capitolul 11 Și ploaia continua să cadă deznădăjduită. Trecură șase zile. Bogdan fusese mai puțin grav rănit decât crezuseră medicii din primele clipe. Peste câteva zile urma să părăsească spitalul aproape restabilit. Acum îl aștepta pe Ducu și așteptându-l ca să treacă timpul mai repede, se căznea să prindă o muzică pe placul său la aparatul cu tranzistori. Soarele năvălea pe fereastră, proiectând pe peretele din fața patului un film fără imagini, doar al luminii. În cele șase zile care se scurseseră, Bogdan avusese timp suficient să se gândească la ceea ce îi se întâmplase. Se despărțise de Doina Robescu și la cel mult un sfert de oră, în timp ce mergea gale pe o stradă, cineva trăsese asupra sa un foc de revolver o a doua tentativă de asasinat. Fierul rău, bătrâne, nu piere, făcuse Bogdan haz de necas când se văzu cu Ducu o jumătate de oră după accident. Acum era clar, de Doina Robescu nu avea voie să se apropie niciun bărbat. Doina Robescu era tabu, dar din ce motiv, ce fel de miză reprezenta ea? În orice caz, una foarte importantă, de vreme ce în două rânduri încerca încercaseră să l suprime. Totul fusese bine lucrat și asta la numai mult de 15 minute de la despărțirea de Doina Robescu. Era clar că fusese tot timpul urmărit. Și când îi venise bine, urmăritorul trăsese fără să mai stea pe gânduri. Dar probabil din cauza întunericului sau poate fiindcă fusese el pur și simplu noroc, glonțul greșise ținta. Alunecând de-a lungul omoplatului, îi străpunsese doar mușchiul. În cele șase zile, tot gândindu-se la ceea ce îi se întâmpla, se ajunsese la convingerea că nu glontele îl prăbușise pe caldarâm, ci că el se trântise, acționând sub imperiul instinctului de conservare. Simțind arsura în spate și auzind zgomotul împușcăturii, s-a aruncat la pământ, fiindcă îi trecuse prin minte fulgerător că după o primă împușcătură va urma și a doua. Mai mult încă, văzându-l pe asasin că fuge, trăsese la rândul său. Probabil că nu-l nimerise sau chiar dacă da, nu atât de grav ca să nu-i poată scăpa. Împușcăturile nu trecuseră nesesizate, câteva ferestre se deschiseseră și capete de curioase se iviră în deschizătură, privind speriate de-a lungul străzii în dreapta și în stânga. Se deschisese și fereastra casei în dreptul căreia zăcea Bogdan. Sunteți rănit, tovarășe?" întrebase locatarul acela. Presupun că da." Omul alergase în stradă, l-ajutase să se ridice și sprijinindu-l îl dusese în casă. Pe urmă chemase la telefon salvarea, care însă nu îl transportă la spitalul de urgență, ci la acela unde ceruse Bogdan să fie dus. Nu s-ar putea spune că n-am avut noroc, își spusese el, după ce se văzuse pansat.